Cartierul Nou din Ianova va avea o nouă față. Reprezentanții primăriei comunei Remetea Mare anunță că au început lucrările de asfaltare, totul pentru confortul cât mai ridicat al locuitorilor. Vă informăm că am început lucrările de asfaltare în cartierul Nou din Ianova. Pentru a asigura o desfășurare optimă și în siguranța lucrărilor, vă rugăm să ne sprijiniți evitând parcarea autoturismelor la mai puțin de 2 metri de partea carosabilă. Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperarea dumneavoastră, transmit reprezentanții primăriei Comunei Remetea Mare.